cocit de minți. Lăsați-l în pace, că nu e o fetiță. Nu este o fetiță. Salut, șacalilor, ce faceți? Eu bine, uite, m-am gândit că n-am mai făcut o reacție de mult și am zis, bă, hai să mai fac o reacție. Că am zis că e la modă ceva, mi-a sugerat un prieten ceva și uite, hai că am zis să fac reacție la asta, că mi-a zis că e foarte amuzant. Și chestia de aia cum era prin 2005-2008, când naiba s-a făcut alea cu Super Neni, Alex, Alin, Dolofan, nu mai știu cum era, e ceva similar. Bă, mulți dintre voi mi-a zis, bă, să fac live-uri, frate, că vă place să comunicăm, mă rog, e chestia de asta mai fain, unde răspund și eu la comentarii, am zis, da, uite, o să fac o dată de ori pe săptămână, vedem, dar trebuie să activați clopoțelul. E o chestie paradoxală, că gen tu activezi clopoțelul, dar nu primești notificare. Gen, bă, tu activezi clopoțelul, da frate, mie îmi place să activezi și primești notificări, nu. Bun, hai să începem. Dacă vă gândiți că am băut un energizant de la foarte ieftin înainte să fac videoclipul ăsta, nu s-a întâmplat asta, pur și simplu am mâncat niște mango și mi-a făcut așa o stare bună. Nu mai pot vorbi, e prea mult. O să dau volumul tare și o să-mi pun căștile că voi, băi, sing, eu nu aud ce zic ăia de acolo că tu vorbești. Cam eu fac reacție, dacă mă înțelegi. Bun, deci astăzi reacționăm la copii contra părinți, haha, manelist, part 2. Haha, adică e amuzant, o să fie amuzant, te anunță din titlu. Mă jur că așa pun și eu în titlu, o să pun haha, adică să vă anunț că e amuzant, în caz că nu știți că e amuzant, o să vă anunț eu. Mă rog, o să-i dau și un like acum, eu mereu dau like dacă vă întrebați. Hai să-i dăm. Părinții drum, sunt hotărâți să își aducă fiul pe calea cea bună, iar mama știe exact cine este vinovat pentru această atitudine a fiului lor. Așa face de fiecare dată. Yeah. Nu te încerca să te mai scuzi, pentru că totul este numai din vina ta, clar. Dar nu se-i fac și lupă, placă, lupă, e tânăr. Merge în spatele pe mine. Uite unde duce tânărul. Uite unde duce prostia asta din capul lui. Și manele pe mine. Ce faci, mama, aici? Ce faci? Ce-i cu tine aici? Tu știi de la ce ură te caut eu? Tu știi de la ce ură eu te aștept pe tine acasă la masă? Haideți, doamnă, hai, mă lasă! Te rog frumos, pe tine nu te-a băgat nimeni în seamă, domnișoară! Te rog frumos, să-ți vezi de plâns! Sunt tentat să opresc videoclipul aici. Vreau să nu mai reacționez la nimic în viața mea. Dar ceva spune că totuși o să urmeze ceva care... E fain. Deci 40 de secunde am stat mut. N-am zis nimic, da, ați văzut. Dar eu nu pot să nu zic. Când îl vezi că vin părinții lui Alberto, vin așa furioși, îl găsesc, nu știu cum, prin minore pe Alberto lângă un copac cu prietena lui. E normal, nu? Și aici o chestie de aia, că mama lui Alberto l-a întrebat: băi, Alberto, tu știi de cât timp te caut? Ce, că de cât timp, mamă? Păi de o grămadă de timp te caut. Dar cum de l-o găsi fix aici? De ce nu l-o căuta fix aici? Să nu mai caute mult timp. E 2005, be like, știi? Doamne, fac cruce cu casca asta. Sper, Doamne, nu știu, vreau să rezist, dar nu pot să nu zic nimic, mă înțeleg. Fă-te și cu mine, nu le-am par și așa mai departe. Alberto, vreau, te rog frumos să mă las să vorbesc eu. Alberto, rog. Vreau să știu și eu. Bun, de ce nu te-ai dus cu taică tu la pește? De ce nu te-ai dus cu taică tu la pește? Ce faci? Te joci? Ia uite-i! Să vorbim de muncă! Băi, nu țin! Te rog foarte mult să nu fie brav! Băieți, gata de pregătiți de muncă? Ia uite-i cum se pregătesc ei! Tu ce cauți aici cu ea? Măi, fată, tu, eu pe tine nu te suport de nicio culoare! Nici pe aia, mă! Ei, atunci sentimentul reciproc, cu atât mai bine! Lasă-l cu pace, ți-am spus. Alberto, iubește, trebuia să te duci cu taicătul la pește? Da, și nu m-am mai dus că a început să mă crizeze. Era aia mai importantă? Pentru tine nu mai există mamă, nu mai există tată, nu mai există familie, nu mai există casă, nu mai există masă. Alberto, nu vezi, nu mai părea în față. Tu te rog frumos să taci din gură, ți-am spus clar, de acum 3 luni de zile în urmă că nu te suport. Dacă ai fi putut... Măi, fată, lasă-l, că l-ai zăpăcit de minți. Lăsați-l în pace, că nu e o fetiță. Nu este o fetiță. Bă, voi dreptate, colegul ăla meu, că i-am uitat. Eu nu pot să... Deci urât cel mai mult de la bază când i-a zis ăsta: tai, bă, nu țipă. Atunci nu mai pot. Și Alberto cum stă cu Nokia ăla în mână și are gagică sa vocea mai groasă decât el, de ce așa de fain? Doamne, la ce-mi dai să reacționez, Doamne, Dumnezeul meu sfânt? Hai să vedem aici în continuare. Este copilul meu și eu sunt în drept să-i dau și educație și tot. Nu te băgai în care să ca. E destul de mare în care să... Și dacă nu ar mai are 10 ani, care-i problema? Hai, dați-i o țigară, dați-i droguri, dați-i băut. N-aveți și prostii de băutură pe aici undeva? N-aveți, nu? Mai și de scaune simțiți. Da, mă, știi că sunt cu minte, dar chiar nu mai pot și eu. Tu trebuia să vii acasă. Măi, domnișoară, te rog foarte mult să nu ridici tonul la mine, că nu mă impresionezi. O bumnește râsul. Cu atât mai bine atunci, te rog frumos, drumul e liber. Dă-i drumul la tine acasă, hai că ta știe tu unde ești la ora asta. Alberto, te rog frumos, nu face de asta în fața. Te rog frumos să iei mâna după ea, că mă enervez, nu face cu mine ambiție. Alberto, mama, și nu zâmbi pentru că este ea de față sau că sunt prietenii tăi pe mine, nu mă interesează.
Ți s-a spus frumos. Clasura și în pace, măi băiatule, s-o și ridic... No, no, s-o și ridicat între timp. Dar nu mai pot, uneori trebuie să iau niște pauze. Băi, deci e prea mult, e prea mult. Eu nu pot să ridic cu așa ceva. Hai, dă-i, dar eu... E fata pentru bine. Cum ai putut să stau fără ea? La 17 jumate, da. Iubire, da. Vai, și la 20 ce mai este? Ca noi? Am fost domnișoară ca tine, dar în primul rând ne-am văzut de școală, de muncă, de una, de alta. Eu mă mâncă foarte târziu, să știi. Deci te rog frumos acasă. Deci acasă imediat cu mine am spus. Te rog frumos, lasă-l un pic acum, lasă cu mine, lasă că discutăm acasă. Bă, nu că... Și tu vezi de tale. Și voi la fel. Vediți de tine. Hai, 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 te rog frumos, lasă-mă. Te rog frumos. Băi, ești nemai vedeți. Tu l-ai făcut. Nu, n-ai, nu o să se mai vadă cu nimeni, garantat. Mamă, frate, dar ce mă disperă. Ce te disperse acum cu prietenii? Frate, dacă mă disperi. Sunt nicio formă să stai la ora asta în pat. Da, păi dacă l-ai băgat în cap să se ia de mine mereu și... Da, i-am băgat eu, frate. Dar și nu vezi lucrurile astea, mamă, tu! Nu le vezi! Nu le văd, le văd! Ce să las mă omul în pace? Ce să las mă omul în pace? Că mâine păi mâine se droghează? Sau mâine păi mâine știu eu ce face? Cum spiritele s-au încins, iar argumentele nu mai au nicio valoare, nici de o parte, nici de alta, este timpul pentru un consiliu de familie. Nu știu, trebuie să ne schimbăm comportamentul față de tine. Am fost bun, am fost înțelegători, tot n-ai prins nimic din tot ceea ce te-am învățat, din tot ceea ce ți-am spus, Alberto. Nu știu, schimbăm nimic. Deci am hotărât să fii pedepsit o săptămână. Mare cum? Cum de mare cum? Tu de ce comentezi acum în clipa asta? Ia. De ce, Dumnezeule mare? Tată, să ține cu Alberto. Asta meriți, sincer, îmi pare rău. Asta meriți, să fii pedepsit, să nu vezi lumina de afară timp de o săptămână. Și nici pe calculator, n-ai voie să pui mâna, nici pe telefon, n-ai voie să pui mâna, răspunde la telefon. Acum vorbești cu mine, da? Acum vorbesc cu tine, tu ce decizie ai? Să-l ieri, să-l pupi? Ia-l în brațe și pupă-l. Pupă-l, mă, pardon. Pedeapsa asta e prea, prea aspră. Ești prea exagerată. Dar gândește-te că și noi am fost ca el, acum hai să nu-i pune pe asta. Doamne, eu am făcut așa ce s-a zis că place, îmi place de tare. În capul meu, vă rog frumos să... Gesturile pe care le faci tu m-au dus la concluzia asta, omule, îmi pare rău, nu ești la tine. Ne aude toată lumea. Știi ceva? În primul rând nu e fată, da? Da. Așa, ia. Și o zis că îi aude toată lumea, dar când era tot parcul afară și asta țipa, Alberto, Alberto, vino acasă! Atunci nu-i mai auzea nimeni, adică e normal. Dar uneori nu știi ce atitudine trebuie să ai față de un videoclip de ăsta. Deci pur și simplu nu are persoană. Fata nu vine cu așa ideile tale, da? Da? Trebuie să aibă și el o prietenă. Așa? Trebuie să aibă un grup de băieți. De la 17 ani jumate. Și iar eu am să măsor la cât? La 30 de ani? Nu, mamă, eu am decât o singură întrebare pentru tine. Dacă tu la 17 ani jumate vrei și prietenă, vrei și distracție, vrei și discoteci, vrei și restaurante, la 20 de ani ce mai faci? Eu pentru mine, cum e? Iau mașină. Nu, și merită, mă, știi? Merită totul așa investit în el. Bă, dar tu-l faci pe... Bă, dar ce-l jignește asta pe Alberto, că-i dau una de croșeu. Bă, dar ce-l jignește că e copilul meu, da? Da? Da. Și al meu nu e. E și copilul tău, da? Dar cu jumătate pentru mine. Te rog frumos să te porți frumos cu el. Așa, ia uite-l cum stă cu brățara la mânuța lui. O săptămână nu din camera lui. Și nici pe calcul, să citească. Dacă vrea să citească, își face un duș, mănâncă și intră înapoi în dormitor. Fără calculator, fără telefon, fără nimic. Am încheiat discuția. Vrei să spun ceva? Da. Du-te la ăștia unde pune cu oxigen și spune-ne și de aia, să vezi cât am consumat. Hai că de fapt ești chiar în departe. De cuvântul meu, nu. Vă amuză, păi nu mă amuză, chiar... Chiar mai pot de nervi și voi mă amuză. Pentru viitorul lui Albert, ea încă mai crede că există toate premisele ca lucrurile să meargă bine, cu câteva amendamente. Ai avut toate condițiile, ai casă frumoasă, ai tot ce-ți trebuie, nu ți-a lipsit nimic, trebuia doar să asculti și să vezi de treabă. Auzi cum face maneaua aia pe fundal, ale, ale, și Alberto stăte așa de jale, cum să zice, nu pot, e prea mult. Tâmpitul ăla de reporte sau ce era el, de eu greșit numele, eu zis Alberto, îl cheamă Alberto, bă, prostul naibii, doamne, iartă-mă. Și tu erai mulțumită cu lucrul ăsta? Da, foarte mulțumită. Și nu putea să aibă și el o prietenă? Nu, nu la vârsta asta la 17 ani jumate și nici nu-mi place de fapt asta, măi omule, mă, înțelegeți-mă mă, și pe mine odată. Dar zici și mie ce nu-ți place de aia? Îmi place pur și simplu. Yeah, dar ce? E adevărat că nu trebuie să-mi placă mie, dar îl ajung puțin. Cum nu trebuie schimbă, mă, cu tine prima nevastă și... Tu cu ea. Așa, vedeți, eu să-mi spui și mie dar de ce ar fi starea fata asta, nici măcar nu știe să-ți facă un nou. Dar știi tu că poate fi nevasta mea, poate mai iau încă 20 până... A, și le schimb pe capă ciorat. Auzi idee, ca la tine, deci numai la tine auzit așa. Bă, da, eu nu... Deci te copiază cuvânt cu cuvânt. Dar de la mine nimic nu ia. Bine,
de acord cu tine. Ai vrea să cunosc o fată care de adevăr își pune garoul pe mână sau așa. Ceva. Deci te rog eu mult de tot că ești absurdă. Asta e fata asta rău, să mor eu. Nu fumează, nu bea, nu... Ce vezi tu rău? Deci mă place. Păi trebuie să-ți placă ție, măi, dar nu trebuie să-mi placă mie, dar n-are nimic atrăgător să... Oare nu contează și părerea mea, opinia mea în casa asta? Păi să faceți numai voi ce vreți voi, oare nu contează ceva și de la mine? Păi să-i cumpăr niște programe. Dar poate că eu, în viziunea mea de femeie, mă văd altfel, o văd în rândul meu, o femeie puțin exagerată, poate, pentru el. Da, vorba lui tata, punem pe Irlandus pe talpa la pantof să stau liniștit. Nu mă lua la mișto, copilule, că-ți dau una de nu te vezi, da? Și mai și râs ca un sovitoc și ca un nesimțit. Semen cu tactul bucățică. Așa stătea Alberto. Nu. Acum, sincer, zi-mi și mie cu ce am greșit de nu a putut să meargă videoclipul ăsta mai mult. Bă, dar fix înțeam, mi-am intrat și eu un pic așa cu alte, cu ale, eu, pale. Nu, de ce s-a oprit așa? Dar nu știu ce să zic, Albert, băi, dar nu, doamne, dar mai da vreo 3 episoade de astea cu copii contra părinți, haha, manelist, pardon. Da. Dar nu știu, deci merită, deci dacă cumva vedeți, bă, bombardați cu like-uri, deci ăsta merită tot ce poți tu mai sfânt, tot, să-i dai viața ta videoclip. Ăsta, serios. Da, bă, șacalor, bă, ne vedem, aveți grijă de voi, aveți grijă de ce vreți voi. Dacă aveți o zi proastă, vă rog eu să vă uitați la copii contra părinți, haha, manelis, part 2. Deci vorbesc serios, te unge pe așa, pe piept și pe sub piept, pe inimă, pe ce vrei tu. Pa, bă! Preocupat și singur boala zilelor noastre, supra-informat îndrăgostit de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată, gheret, privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, minții, o revino. Fac pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmoloz, nu știu care.